acțiune în forca celor de la DIICOT, arest la ANAF, acuzații extrem de grave. Stella Stan sublinierei Daniela Zamfirescu, consilierii superiori în cadrul administrației județene a finanțelor publice Ilfov, activitatea de inspecție fiscal contribuabil mijlocii, au fost reținute de procurorii DIICOT pentru abuz în serviciu sublinierei favorizarea făptuitorului, ele fiind acuzate ce au favorizat o firmă. În dosar mai sunt cercetați un subliniere F serviciu subliniere I un subliniere F administrație adjunct din cadrul ANAF Ilfov, conform Ager Press. Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada ianuarie-mai 2015, Stella Stan sublinierei Daniela Zamfirescu, consilierii superiori, suspectul F. Subliniere F serviciu, subliniere I suspectul B. Subliniere F administrație adjunct, din cadrul AJ, Ilfov, activitatea de inspecție fiscal contribuabil mijlocii, au efectuat o inspecție fiscală la SCMRSA, dar nu au investigat. Constatat sublinierei sancționat fiscal toate actele sublinierei faptele rezultate din activitatea societății. Anchetatorii susțin ce angajații de la ANAF ar fi avut, în momentul demarării inspecției fiscale, cum o subliniere tinct de existența unui mecanism evazionist inițiat sublinierei constituit de doi bărbați din cadrul firmei Mercsa, Marinic Bozdoro sublinierei George Cetălin Cristea, în domeniul importurilor subevaluate. De sublinierei ar fi trebuit să constată neregul sau ilegalit ci se vâr sublinierăite de reprezentanții legali ai Mercsa în relațiile comerciale cu doi furnizori, a sublinierea cum rezultau din dosarul fiscal. Organele de inspecție fiscală au stabilit în sarcina contribuabilului, prin raportul de inspecție fiscal ce a vizat perioada 2010-2014, un TVA sublinierei impozit pe profit în suma de 278.181 lei, la care s-au adugat dobânzi sublinierei penalități de întârziere în sum total de 69.523 lei, doar în legătură cu efectuarea unor cheltuieli aferente achiziției sublinierei exploatării unor autoturisme aflate în proprietatea contribuabilului. Urmare, echipa de inspecție fiscală a acordat nelegal contribuabilului SCMRSA drept de deducere pentru TVA aferent achizițiilor de bunuri efectuate de pe piața internă, printre care sublinierei pentru achizițiile efectuate de la cei doi furnizori, limitându-se la a preciza în cuprinsul raportului de inspecție fiscală ce pentru analiza TVA s-au verificat, prin sondaj. Documentele primare care au stat la baza întocmirii documentelor centralizatoare privind evidența TVA, respectiv jurnalele de cumpăr sublinierei jurnalele de vânzări, spune DIICOT. Procurorii afirmă că inspecția fiscală derulată la SCMRSA a avut un caracter pur formal, limitându-se doar la verificarea îndeplinirii condițiilor de forma documentelor ce au stat la baza operațiunilor comerciale, elemente favorabile societății, sublinierea.
subliniere-i nu la verificarea realității operațiunilor de achiziție derulate cu societăți și cu un comportament fiscal inadecvat, a subliniere acum au procedat celelalte organe de control fiscal, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili subliniere-i Direcția Generală Antifraud Fiscal. În conformitate cu atribuțiile de serviciu, echipa de inspecție fiscală era obligat să constate sublinierea și să investigheze toate actele sublinierei faptele rezultate din activitatea contribuabilului supus inspecției ca urmare a derulării relațiilor comerciale cu SCS Anfero Instal SRL sublinierei SC Cris Instal Com SRL, să analizeze sublinierei să evalueze informațiile fiscale aflate în dosarul fiscal din care rezultau date certe privind un mecanism evazionist în care era implicat sublinierea contribuabilul MERT s-a suspectat de efectuarea de importuri subevaluate, indirecte, prin intermediul celor două societăți și sublinierea în consecință. Se stabilească în mod corect baza de impunere a diferenței de TVA datorate în plus fac de creanca fiscal declarat de contribuabil la momentul inspecției fiscale sublinierei se stabilească obligațiile de plată sublinierei obligațiile fiscale accesorii aferente acestora, mai spun procurorii. Mai mult, de sublinierea Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili a indicat o posibil situație de deducere eronată a TVA în sum de 399. 667 lei aferent unor achiziții de echipamente sublinierei utilaje industriale care nu au fost utilizate de societate pentru desubliniere urarea de operațiuni taxabile sublinierei obținerii de venituri, precum sublinierei existența unor achiziții de la furnizori interni de mărfuri de acelea sublinierei gen cu produse achiziționate direct de societatea verificat de la furnizorii externi, respectiv biscuici, napolitane, ciocolat, mesline, detergenți, săpun, subliniere RVCL, echipa de inspecție fiscal nu a analizat. Verificat sublinierea valorificat aceste informații sublinierea nu a indicat tratamentul fiscal aplicabil operațiunilor pe care SC Merța le-a înregistrat, acestea influencând baza de impozitare pentru TVA sublinierea impozit pe profit, cu consecința prejudicierii bugetului de stat. De asemenea, inspectorii antifraud au stabilit un prejudiciu de 869. ...414 lei în sarcina SC Merța, ca urmare a efectuării inspecției fiscale cu încălcarea prevederilor legale, nu a mai fost emis decizia de impunere pentru suma menționat care, potrivit dispozițiilor legale, constituia titlu de creanc pentru obligații certe în baza căruia s-ar fi emis măsuri asiguratorii, cu consecință încleceri intereselor statului prin necolectarea creancelor fiscale datorate de suspect la bugetul de stat concomitent cu crearea unui folos necuvenit în beneficiul acestei societăți. La Stan sublinierei Daniela Liliana Zamfirescu au fost prezentate Tribunalului București subliniere cu propunere de arestare preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.